O femeie și-a lăsat portmoneul nesupravegheat și s-a pomenit fără el. Hoții au scos banii pe care i-au găsit pe cardul bancar al victimei și s-au făcut nevăzuți. Acum poliția încearcă să le dea de urmă. Totul s-a întâmplat în data de 20 iunie pe strada Mihail Cogălnicianu din centrul capitalei. La poliție ar fi sunat o tânără de 33 de ani care ar fi declarat că și-a lăsat portmoneul nesupravegheat pentru câteva clipe, iar între timp cineva îl ar fi furat. În portmoneu se aflau actele, un card bancar, dar și 750 de lei. După mai multe căutări, polițiștii au depistat imagini cu suspecții surprinse de camerele video de la un bancomat de unde cei doi ar fi scos 2800 de lei de pe cardul victimei. Acum poliția încearcă să dea de urmele făptașilor. În acest context, persoanele care i-au recunoscut pe tinerii din imagini și cunosc locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă vor fi identificați și găsiți vinovați, cei doi riscă până la patru ani de detenție.